Ei, dragi prieteni, din nou Riverside, parcul de peste râu. Da. Filmez, da. Din nou plimbare în doi. Finceață. Nu știu dacă prinde telefonul. E ceață. Și aproape... La realitate se vede dacă pe cameră nu prea. Că nici la mine nu s-a prins. E aproape seară. Este ceață. Trebuie specifică de Anglia. Adică am plecat pe soare și putea să nu îmi trăgea ca să țină. Acum, în cât? În timp de oră, jumătate. Spunea cineva, o zi trei anotimpuri. Dimineața soare, poate să și plouă, iar seara se lăsa ceaț. Pe englezii chiar au o glumă, când mergi într-o excursie de zi, de o singură zi trebuie să ții întotdeauna la tine costumul de baie și costumul de schi. Nu știi cum să fie vreodată. Exact, un rucsac în spate să pleci cu costumul de baie și al de schi. Fiind o vreme mohorâtă și... Da, sigur. E probabil acolo le-a plăcut lor. Să-și facă cuibă numai într-un copac. Are copacul mai multe crengi. Dar și ăsta ar putea să aibă mai multe crengi și n-are. Celălalt are. Probabil fiind de esență. E tradiție de familie, în fiecare an mai se face o familie nouă de păsări, își face cuibul tot acolo. Posibil esența copacului. Esența copacului, radiația din care bate vântul, se protejează ceilalți copaci. Da, posibil. Nu le place cum miroase un pom și îi place cum miroase celălalt. Nu mai avem pâine. Și am ajuns la sanctuarul lebedelor. Dacă până acum am întâlnit lebede izolate, aici avem multe lebede. Suntem în sanctuarul lebedelor. Bună ziua, multe lebede! Și un porumbel. Paznicul la lebede.
Nu tu cât în centru. Nu e magazin aproape. Și o biserică peste drum, biserică romano-catolică. Ne apropiem de podul care face legătura dintre cartierul St. John's și centrul orașului. Să continui filmarea, nu știu pentru cât timp, pentru că telefonul mi arată că nu mai am baterie. Probabil pentru un minut, două, poate să mai aibă. Zgomotul orașului, circulație multă. În spatele acestei clădiri este clubul de cricket, sport la care acum 2 ani orașul a ieșit campion. Am ieșit din parcul Riverside River. Ce mai zici? Ai înghețat? Peste drum. La a doua sau a treia filmare, eu veneam tot din partea asta și din partea cealaltă a apărut un alt nene care filma și el. Da. Ne-am amuzat amândoi, am trecut unul pe lângă celălalt. El vorbea în engleză, eu în română. În acest videoclip avem și puțin din circulația orașului, fiind o oră în care lumea se întoarce de la lucru, e foarte aglomerat. Da, mai devin de la circulația orașului puțin. Da, mai devin de la circulația orașului puțin și mai filmăm și se mai vede din lebede că e ceață. Se pare că cineva le hrănește pe malul celălalt, fiindcă e marea migrație, au trec după un mal pe celălalt. Noi le-am filmat pe malul acesta, ele trec pe malul celălalt acum.
Lumea vine de la școală. Am cazut persoana de față, probabil de la muncă. Autobuzul 31. Un ansamblu de locuinți. Seamănă la fel, dacă nu, dacă uiți unde locuiesc, ar putea să greșesc cara. Autobuzul X50, care face legătura între două orașe. Uster și Evișan. Hai să traversăm că e verde. Acel autobuz circulă mai rar, circulă la o oră, fiind vorba de legătura între două orașe. Circulația între orașe se face la o oră sau chiar mai rar. Deși vechi, încă funcțional. Iar strada de peste drum se numește strada Tăcerii. Quiet Street. Așa-i zici strada Tăcerii.